Lucrările la primul bloc ANL din Galați, destinat cadrelor medicale, ridicat în curtea Spitalului Județean Sfântul Apostol Andrei, se apropie de finalizare. Investiția, în valoare de 3 milioane de lei, este rezultatul unui proiect comun derulat de Agenția Națională pentru Locuințe și Consiliul Județean Galați. Blocul este primul dintr-o serie de 3, într-un proiect în care ANL asigură finanțarea construcțiilor, iar CJ Galați acoperă cheltuielile ce țin de accesul și conectarea la rețelele de utilități. Ne-am gândit să venim în sprijinul celor care își încep cariera în domeniul sănătății, celor care sunt la început de drum, pentru că ne dorim să dezvoltăm serviciile medicale în sănătate. Primul bloc ANL destinat cadrelor medicale va fi format din 20 de apartamente cu una și două camere. Constructorii sunt în faza finisajelor de interior, blocul urmând să fie gata în luna iulie a acestui an. Între timp, urmează să fie stabilite criteriile de selecție în baza cărora spitalul va atribui locuințele către beneficiari. Vor fi niște criterii clare de selectarea dosarilor, bineînțeles, cei care nu au casă, cei care nu au locuință, cei care au familie, cei care au copii, adică vor fi stabilite niște criterii pentru a-i ajuta pe cei care, într-adevăr, chiar au nevoie de o astfel de locuință. La mijlocul acestui an se preconizează începerea lucrărilor la cel de-al doilea bloc ANL pentru angajații din sectorul medical, finanțarea fiind deja asigurată.